Mariu Iorgulescu va fi arestat preventiv în urma deciziei de astăzi a Tribunalului București. Instanța a stabilit ca fiul lui Gino Iorgulescu să fie arestat pentru 30 de zile începând cu data încarcerării. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Este a doua oară când magistrații decid arestarea lui Mariu Iorgulescu după ce dosarul a tot fost plimbat între instanțe din cauza unui vid de procedură. Potrivit procurorilor, în 8 septembrie 2019, fiul șefului ligii profesioniste de fotbal se afla la volanul unei mașini de mare putere și conducea cu viteză, fiind beat și drogat. El a provocat un accident în urma căruia șoferul mașinii cu care a intrat în coliziune a murit. Anchetatorii au stabilit că tânărul conducea cu 162 de km pe oră, deși limita legală era de 50 de km pe oră și nu a oprit la semafor. Mariu Iorgulescu a fost rănit grav în accident și a fost transportat la o clinică din Italia. Ulterior a fost externat și preluat de un institut de reabilitare psihiatrică tot din Italia. În 31 octombrie a fost internat la o altă clinică din Italia, unde se află și în prezent.